Dacă nu ne uităm la prima repriză, da. Mai bine zis, la ultimele 25 de minute din prima repriză, că prima repriză am avut un început bun, cu situații reale de gol. Din păcate, nu am reușit să marcăm. Am intrat puțin în criză și, de ce să nu recunosc, Chiajul s-a ridicat la nivelul nostru prima repriză. Pentru că prima repriză a fost una echilibrată, în care noi am avut controlul cel puțin în primele 15-20 de minute, după care jocul s-a echilibrat și am intrat la pauză cu 0-0. Și căldura probabil și-a pus amprenta, pentru că este infernal să joci la ora aceasta și pe căldura asta, să stăteam pe margine și transpiram, dar ei săraci în teren. A fost greu, a fost dificil. În schimb, a doua repriză, clar, la discreția noastră, eu zic că este un scor, este o victorie meritată. Totuși, marea majoritate se așteptau, cred că chiar și tu, să rezolvați ecuația cel de 3 puncte imediat, în prima repriză. Ce nu a funcționat? Au intrat băieții pe rând, cum se spune, Nu, poate nu, puterea nu, lor nu, la nu, nu. distanță sau... Nu, Cristi, ei sunt foarte montați, sunt conștienți de valoarea lor, de puterea lor. Te-am zis, singurul semn de întrebare pe care mi-l pun este acela că nu au avut acea prospețime de care și limpezimea în fața porții, pentru că ocazia am avut în primele 15-20 de minute. Probabil dacă mă marcam atunci, cu siguranță jocul ar fi fost mult mai ușor. Dar intrând în această criză, văzând cei dorându-și să marcheze foarte repede, văzând că nu am reușit, ușor, ușor și-au pierdut încrederea, iar la pauză am discutat cu ei și rezultatul știți cu toții. Da, m-a surprins. Am văzut meciul cu Chindia, în care au făcut, cel puțin după marcare gol, un joc ultra-defensiv. Nu mă așteptam să vină din prima repriză să facă un pressing ofensiv, dar mi-e plac echipele care fac pressing ofensiv. Nu asta a fost problema. Problema a fost la, eu știu, la acea ultimă pasă, ultimă finalizare, ultim șut. M-a avut Câmpeanu singur cu portarul, a avut Mihai Roman, a avut Ofosu, a avut Marco. Au fost situații în prima repriză în care puteam să deschidem scorul și probabil spațiile și atitudinea lui și tot ceea ce urma după probabil ne mai ușura și nouă munca. Dar din fericire am reușit să marcăm în a doua repriză și ne-am făcut și cu eliminarea jucătorului de Leași, ne-am făcut jocul mai ușor. Vine bine această pauză? Dacă să bine și ne uităm la rezultate, eu zic că nu. Aveam 3 meciuri, 3 victorii, dar probabil ei, jucătorii, abia așteptau să vină. Și dacă abia așteptau, le-am oferit-o. Nu este foarte lungă pauza, dar e binevenită pentru ei. Din punct de vedere al meu, nu. Pentru că eram într-un moment bun, într-un moment în care câștigam meciuri și aș fi vrut să o țin cât mai mult. Dar nu este niciun fel de problemă. Ne pregătim. Singura mea problemă acum e că l-am pierdut pe Rodriguez și, în ciuda faptului că l-aveam și pe Papa, care pentru mine e o pierdere enormă, pentru echipă este o pierdere enormă, pentru că Papa nu l-am avut în aceste meciuri. Este era omul de greutate care ne dea greutate și siguranță la mijlocul terenului. Din păcate, va fi absent în mult timp.